Vin și date, doamnelor și domnilor, despre prețul gazelor, care, iată, ar putea să explodeze și facturile, evident, din nou să crească după perioada de plafonare. Este alături de noi și mulțumesc pentru asta Dumitru Chisăliță, Asociația Energie Inteligentă. Bună ziua, domnule Chisăliță! Bună ziua, bine v-am găsit! Urmăriți toate schimbările, ați făcut și ultimele calcule, spuneți-ne la ce ne așteptăm în perioada următoare. Da, așa cum am mai încercat să transmit public, noi ne găsim în situația în care până la 31 martie 2025 prețul este plafonat, este plafonat la un nivel de 0,31 lei pe kilowattoră, dar acest preț este mult inferior față de prețul din contract. Legislația care va expira în 31 martie 2025 practic suspendă prețul din contract până la acea dată, dar după aceea, de la 1 aprilie 2025, el va intra în vigoare. Okay. Având în vedere că există această situație, în lipsa unei pregătiri atente a ceea ce înseamnă elementul post-plafonare, există șansa ca început cu 1 aprilie oamenii să plătească ceea ce au în contract, ceea ce ar însemna o explozie, ar fi o dublare, de fapt, a prețului la gaze naturale. Cum se poate preîntâmpina acest lucru? Noi am luat în calcul patru variante. Sunt patru variante care ar trebui analizate și găsite acea soluție care este cea mai bună pentru piața de gaz din România și pentru consumatorul final. Din punctul nostru de vedere, chiar dacă există o variantă ideală, care ar fi varianta reliberalizării pieței de gaze naturale, ținând seama de eșecul care a existat în 2020, ținând seama de modificările care au apărut pe parcursul ultimilor 2 ani de zile când a fost plafonat prețul, considerăm că cumva continuarea cu o piață semireglementată este mai aproape de adevărul a ceea ce se întâmplă în România și de posibilitățile consumatorilor finali.